Cifrele de la examenul de bacalaureat arată aceeași realitate tristă. În fiecare an, o parte din generație rămâne practic pe drum. Iar înainte de bacalaureat, sunt numeroși elevi care nu obțin medii peste 5 la evaluarea națională. Dar fenomenul începe mult mai devreme, din clasele primare. Știu că vorbesc la un liceu de elită. Aici nu aveți probleme atât de mari, dar mesajul meu este pentru toți. România educată nu își poate permite să lase pe drum pe nimeni să-i rosească vreun talent și să distrugă vreun viitor.